Una din unitățile liceale de prestigiu din Roman, Colegiul Tehnic Petru Poni, și are începuturile legate de înființarea în Roman a învățământului tehnic în anul 1880, când a fost pusă în practică o inițiativă privată de a crea școala de arte și meserii de ambe sexe, recunoscută de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice din acea vreme. Dascălii de azi și elevii simt responsabilitatea enormă a școlii, chemată să răspundă nevoilor comunității de a asigura forță de muncă calificată, adaptată nevoilor actuale. Acest lucru a determinat colectivul de cadre didactice să-și plieze ofertele educaționale pe aceste cerințe. În anul școlar 2016-2017, Colegiul Tehnic Petru Poni vine cu o ofertă școlară adecvată și cu un pachet de oferte extracurriculare pe măsură. Bine ați venit la Colegiul Tehnic Petru Poni. Noi vă întâmpinăm cu o ofertă generoasă, pliată pe dotările noastre, cât și pe cerințele de comunității locale. Pentru anul școlar 2016-2017 la liceu avem 6 clase, din care 2 clase sunt în domeniul economic, respectiv comerț, iar pe domeniul comerț suntem singurii furnizori de educație din municipiul Roman, suntem singurii acreditați. Avem 2 clase protecția mediului, așa cum bine știți, protecția mediului este un domeniu de care depinde funcționarea multor unități administrative din municipiul respectiv, din județ, cât și la nivel național. Iar pe tehnic avem o clasă în domeniul electronic automatizări, tehnician operator tehnică de calcul, de altfel o calificare profesională foarte cerută la ora actuală, pentru că fără tehnică de calcul nu se poate. Deja ne-a intrat în sânge tableta, telefonul, smartphone-ul și restul device-urilor. Apoi avem o clasă în domeniul electric, iarăși nu putem să trăim fără electricitate. Deci aceste argumente au constituit pentru noi baza pentru care să ne formulăm proiectul planului de școlarizare pentru 2016-2017. Așa cum bine știți, pentru că dumneavoastră ați promovat în presa locală, anul acesta Camera de Comerț și Industrie Neamț s-a implicat masiv în planul de școlarizare de la școala profesională. S-a încercat în acest mod strângerea legăturilor dintre agenții economici care operează la nivel local sau județean și formatorii, respectiv liceele din municipiul Roman sau din județ. Ei bine, în urma acestor consultări, la Colegiul Tehnic Petru Poni, pentru anul școlar 2016-2017, ne-am propus să realizăm 2 clase de învățământ profesional, o clasă în domeniul mecanic, cu 2 calificări, strungar, respectiv frezor, abator, mortezor, și o clasă în domeniul materiale de construcții, calificarea profesională fiind operator ceramică fină. Cu aceste calificări, noi răspundem solicitărilor tuturor agenților economici din zona Roman, cât și din zona adiacentă orașului Roman, pentru că s-a constatat că domeniul mecanică se află într-o continuă dezvoltare, după ce a fost o perioadă destul de lungă de timp într-un cont de umbră, dar acum mai timiți sau mai bine plasați pe piața muncii sunt destul de mulți operatori și, bineînțeles, că operator ceramică fină reprezintă o tradiție pentru Colegiul Tehnic Petru Poni, deoarece noi am avut de-a lungul timpului contacte strânse cu cersanitul. Așa încât îi așteptăm pe elevi să vină la Petru Poni, mai ales că avem și o plasare geografică foarte bună, suntem în centrul orașului, suntem foarte aproape de mijloacele de transport în comun, aproape de autogara, aproape de gară. De asemenea, noi suntem printre puținele licee din municipiul Roman care le asigurăm copiilor din mediul rural cazare și masă în internatul nostru. Considerăm că avem aturi
care ne plasează pe o poziție destul de bună pentru a ne realiza planul de școlarizare. Mi-ați vorbit despre internat, spuneți-mi câte săli de clasă aveți, ce colectiv didactic urmă și câți elevi școlarizați anual. Școlarizăm în medie 1100 de elevi. Ne desfășurăm programul educațional în mai multe corpuri de clădire. Avem corpul A, care este alcătuit din cabinete și laboratoare. Acestea sunt laboratoarele de teoretice, în primul rând. Este vorba de un laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie. Apoi, tot în acest corp de clădire, avem un laborator de electronică, electrotehnică, toate aceste laboratoare fiind dotate la nivel mai mult decât acceptabil, care corespunde programei de învățământ. De asemenea, avem cabinet de limba română, cabinet de matematică, cabinet de geografie, cabinet de istorie, cabinet de economie. Avem un laborator firmă de exercițiu care se pliază pe nevoile elevilor din domeniul economic, pentru că numai lucrând sau simulând activitatea dintr-o firmă, ei se pot integra mai ușor pe piața muncii, și noi avem două firme de exercițiu pe care le-am înregistrat în ceea ce se numește ROCT la nivel național. Este vorba de Centrala Națională a Firmelor de Exercițiu, și cu aceste firme de exercițiu, cu planurile lor de afaceri de altfel, am ieșit în concursurile Business Plan, concursuri care sunt organizate de Ministerul Educației și Cercetării Naționale și Cercetării Științifice. Avem un corp pe care noi îl numim extindere. Este un corp realizat printr-un proiect fare care a fost dat în folosință în anul 2010. Este un corp modernizat care cuprinde numai ateliere și laboratoare. Atelierele sunt de electronică, electrotehnică, mecanică, construcții, instalații și lucrări publice și respectiv materiale de construcții. Dotarea acestor ateliere s-a făcut prin fonduri fare, este o dotare care este destul de nouă, pentru că n-au trecut decât 6 ani de zile de când noi am făcut achizițiile, și corespunde din acest punct de vedere intereselor elevilor. De asemenea, avem două laboratoare de informatică cu care realizăm lecțiile de informatică și lecțiile AEL desfășurate de colegii noștri de cultură generală, pentru că nu sunt laboratoare care să fie folosite numai de către profesorii de informatică, sunt laboratoare care sunt folosite de întreg colectivul de profesori, care este numeros. Avem în jur de 70 de cadre didactice cu studii de specialitate corespunzătoare posturilor. Mare parte din ei sunt cu gradul didactic 1, deci au trecut deja prin foarte multe formări profesionale, ceea ce înseamnă că pentru Colegiul Tehnic Petru Poni avem un plus de calitate dată și de corpul profesoral. Am ajuns la partea extracurriculară care este destul de dezvoltată și aici. Mă gândeam doar la concursul național de poezie. Vorbiți-mi despre ținând o strânsă legătură cu mass media, sunteți părtași la multe din evenimentele pe care noi le organizăm la Colegiul Tehnic Petru Poni. Avem avantajul și unei săli de spectacole foarte frumoase. Pentru Petru Poni sunt două concursuri cu o tradiție îndelungată. Este vorba de concursul de matematică Alfa, care a ajuns anul acesta la 15-a ediție. Este un concurs desfășurat la nivel regional și chiar în acest an am avut onoarea să fie prezent echipaje din toate județele Moldovei.
ceea ce a adus un plus de calitate și un plus, de ce nu, de faimă pentru acest concurs. Noi ne dorim foarte mult ca în anul viitor să cuplăm și aripa concursului Omega, care se desfășura până acum la Colegiul Tehnic Danubiana, și să o aducem la noi, astfel încât să facem un concurs integrat, Alfa și Omega, totul pe Colegiul Tehnic Petru Poni. De asemenea, avem un alt concurs, un concurs de poezie, Dor de poezie, care a ajuns la a 14-a ediție, deci este un concurs cu participare națională chiar, nu se adresează numai elevilor din zona Moldovei, fiind un concurs care nu necesită participare directă, noi l-am extins la nivel național și uitați-vă că după atâtea ediții, concursul rezistă, ceea ce înseamnă că avem o marcă de calitate și de care noi suntem mândri. Am mai introdus anul acesta încă un concurs, se numește Eco Science, a doua ediție, prima ediție fiind realizată acum 2 ani, tot un concurs regional pe care sperăm să îl atașăm celor două concursuri despre care v-am povestit anterior și care să reprezinte marca Colegiului Tehnic Petru Poni. Pe lângă aceste activități, bineînțeles că sunt și altele, numeroase chiar. Avem o trupă de teatru, avem un elevi talentați care participă la concursurile de muzică populară. Vom veni cât de curând cu o trupă de dansuri populare. Deocamdată nu am ieșit cu ei pe piață, ca să mă exprim așa, dar îi vom populariza la zilele orașului Roman. Avem cenaclul literar, avem activități de voluntariat, avem foarte multe activități pe care noi le realizăm în mod constant și în care am încercat să implicăm elevi de la toate profilele unității. Adică încercăm, pe cât posibil, să le oferim o șansă de afirmare în domeniul extracurricular și elevilor care sunt la clasele, așa cum le numim noi, clasele de la D încolo. Și elevii simt responsabilitatea de a se forma la un colegiu tehnic cu un trecut care de-a lungul timpului a asigurat comunității oameni bine pregătiți. Mă numesc Puiu Ștefan, sunt elev în clasa 11B și a fi elev la Colegiul Tehnic Petru Poni înseamnă o responsabilitate foarte mare pentru a aduce premii la acest liceu. Reprezintă o perioadă în care învățăm cum să ne comportăm în societate, cum ne dezvoltăm caracterul, mentalitatea și învățăm tocmai pe lângă materiile de bază, chiar și lucruri de viață și cum să ne descurcăm în situații dificile. Reunind două școli cu o istorie remarcabilă și cu experiență în pregătirea tehnică a tinerilor, conducerea colegiului este sigură de faptul că pe o piață educațională puternic concurențială și în condițiile scăderii demografice dramatice, va reuși și în anul școlar viitor să mențină colegiul în zona maximei atractivități prin nivelul instruirii teoretice și practice, dar mai ales prin nivelul bazei materiale oferite elevilor și oportunitățile de angajare la finalizarea studiilor liceale. Există și posibilități de continuare a studiilor în învățământul superior sau în cel post-liceal.